Bună ziua și bine v-am regăsit la o nouă întâlnire cu resursele umane. Atunci când un angajat este promovat, sigur, resursele umane sunt implicate în evaluarea oportunității de promovare a unui anumit angajat. Nu se recomandă o promovare doar după au trecut X ani de la ultima promovare, haide să îl promovăm pentru că îndeplinește criteriile de vechime. Se mai practică, mai ales pe anumite instituții publice, acest lucru. Dacă și-au îndeplinit criteriile de vechime, haide să îi scoatem în post să-l promovăm. În realitate, pe lângă criteriile de vechime, ar trebui să fie luate în calcul și criteriile de performanță. Și sigur că la modul formal și minimal se cere să nu fi fost sancționat în perioada desfășurării activității profesionale. Poate că nu este însă suficient și poate că avansarea în carieră ar trebui să fie dependentă nu numai de experiența acumulată, care este semnificativă pentru avansare, dar și de rezultatele profesionale pe care angajatul le are, cel puțin atunci când postul, dincolo de experiență, cere și performanță, cere și acțiuni care necesită creativitate, necesită implicare în desfășurarea activității profesionale și așa mai departe. Sigur că resursele umane reprezintă un compartiment deosebit de important în viața unei organizații, fie că vorbim de organizații publice sau private, fie că vorbim de organizații pentru profit sau non-profit, resursa umană este, așa cum sigur clasicii marxismul le-ar spune, cel mai important capital. Și vorbim în realitate despre capitalul uman și ar trebui să înțelegem ideea de resursă umană în sensul, mai degrabă în sensul de capital uman. De ce vorbim de capital uman și acesta excede ideea de resursă umană? Atunci când vorbim despre existența unei resurse umane în organizație, acesta înseamnă că indivizii, angajații, dar și voluntarii, colaboratorii sunt înțeleși de către managementul organizației ca fiind o parte activă, un activ al organizației, la fel un activ este și capitalul uman, este un activ al organizației cu care organizația poate să-și îndeplinească scopurile, sigur, cele comerciale sau cele non-profit sau cele publice pe care organizația are de scopul pe care organizația le are de atins. Dar atunci când discutăm de capital uman, înțelegem resursa umană într-un mod mai plenar, dincolo de resursa pentru activitatea de producție propriu-zisă, avem X salariați care pot într-o perioadă Y de timp să producă o cantitate Z de produse sau servicii. Vorbim de capital uman care nu mai este neapărat în mod direct productiv, ci vorbim de capitalizare ca valoare adăugată a companiei și atunci vorbim de angajați care sunt valorizați ca atare pentru că ei fac parte din acest capital al organizației și din capital intelectual care fac diferența între o organizație bazată pe cunoaștere, o organizație bazată pe inovare și o simplă organizație care în mod repetitiv include resursa umană în fluxurile de producție, resursa umană care, deși poate fi competitivă, poate fi competentă și este competentă în ceea ce face, nu este neapărat valorizată la același nivel cu capitalul financiar, de exemplu,
și cu mijloacele de producție, resursa umană fiind dispensabilă în multe situații. Atunci însă când vorbim de capital uman, ne dăm seama că această componentă a organizației o diferențiază de celelalte organizații similare. Când vorbim doar de resursă umană, sigur, resursa umană este așa cum se spunea cândva, mai așteaptă încă 100 la poarta fabricii, dacă nu-ți convine, poți să pleci. Și încă anumiți patroni, angajatori, spun, mai avem încă atâția care așteaptă să fie angajați, avem posibilitatea și avem un bazin de selecție a forței de muncă foarte mare și atunci, dacă nu ești de acord cu noi, atunci când însă fiecare angajat este gândit ca făcând parte din capitalul organizației, tocmai pentru că ajută organizația să se diferențieze de celelalte organizații similare, prin creativitate, prin inovativitate, prin particularitățile și chiar experiențe, dar a expertizei acestor persoane, atunci sigur că motivarea personalului capătă alte dimensiuni, implicarea organizației în satisfacerea nevoilor profesionale ale angajaților care constituie capital uman sau sunt priviți ca și un capital uman se face la un alt nivel, pentru că se interpretează ca fiind cu adevărat o plus valoare a organizației și atunci sigur că organizația are un plus de efort, un plus de atenție pe care îl acordă și compartimentul de resurse umane trebuie să se implice în transformarea la nivelul mentalului colectiv, la nivelul culturii organizaționale, transformarea ideii de resursă umană, așa cum este înțeleasă astăzi, în capital uman. Și sigur că unii cercetători spun chiar și ideea de capital uman poate fi depășită, pentru că a gândi indivizii ca fiind capital, ca fiind parte din capitalul organizației, chiar dacă cel mai valoros capital, totuși se produce un fenomen de dezumanizare și foarte multe firme, cel puțin vestice și cu experiența americană în gând, vă spun aceste lucruri, foarte multe organizații trec de la ideea de chiar de capital uman, cel puțin într-o organizație learning organization, într-o organizație care se consideră că învață, într-o organizație bazată pe cunoaștere, se trece de la capital uman la parteneriat. Iar angajații au posibilitatea să devină parteneri în cadrul organizației, inclusiv cu fondatorii acestei respectivei firme, să dețină acțiuni, nu doar să le dețină în calitate de, de investitor, ci și să aibă în baza acțiunilor deținute un cuvânt de spus în managementul organizației, în dezvoltarea organizației, să își spună cuvântul și acesta să fie ascultat cu privire la direcțiile pe care organizația trebuie să le urmeze. Și atunci, inclusiv ideea de capital uman se transformă în parteneriat și organizația devine bazată pe cooperare și pe parteneriat, dar este o cale lungă de la ideea de resursă umană până la parteneriat în dezvoltarea sustenabilă a organizației între persoanele care compun acea organizație. Sigur că undeva în viitor, în funcție de dezvoltarea componentei culturale a organizațiilor, a culturii organizaționale, se va dezvolta și acest parteneriat pentru dezvoltarea organizației în care angajații sunt parte integrantă din managementul organizației, din ceea ce organizația reprezintă și fiecare angajat, fiecare membru al personalului organizației se identifică cu organizația, își creează o relație de apartenență
care devine definitorie pentru angajatul respectiv, iar organizația îl valorizează ca o parte deosebit de importantă a însăși structurii sale organizatorice, și nu mai vorbim de o organizație care are în componență diverse servicii și departamente care rămân, sigur, în organizarea respectivei instituții, respectivei companii, dar se discută despre fiecare astfel de persoană, de partener, și există astfel de parteneri la nivelul de junior partner până la nivelul de partener senior, care are un cuvânt deosebit de important de spus în dezvoltarea organizației, în managementul acesteia, pentru că altfel vorbim de relații de producție, relații de muncă, și relații de muncă pe care noi le cunoaștem la ora actuală au fost preluate din societatea modernă, societatea capitalistă, care, așa cum o defineau clasicii marxismului, era o societate bazată pe producția de bunuri și servicii. Și vorbim despre o societate care se dezvoltă, care urmărește eliminarea a servirii prin muncă sau înstrăinării prin muncă. Clasicii marxismului vorbesc foarte mult de alienarea pe care indivizii o au în procesul de producție, atunci când ei sunt tratați ca fiind doar aserviți funcțional organizații, dar societatea modernă, societatea post-industrială, societatea cunoașterii, de care vorbim la ora actuală, cel puțin la nivelul de vârf al organizațiilor care învață, nu mai este constituită din organizație și diverse capitaluri, inclusiv capital uman, ci din organizația formată din însăși capitalul său uman, care sigur este mult mai important, sau cel puțin egal important cu capitalul financiar. De ce? Pentru că tocmai munca pe care o prestează angajații este cea care aduce acel capital, iar acel capital este parțial reinvestit în dezvoltarea socială, culturală, profesională a angajaților, și aceasta este participarea angajaților la viața companiei și, reciproc, participarea organizației, a companiei la viața angajaților. Sigur că există și aici anumite efecte pe care unii le numesc efecte perverse sau nedorite. Diminuarea graniței sau transparentizarea graniței dintre viața privată și viața profesională a individului, viața publică, pentru că, spuneam și la alte întâlniri, multe din activitățile care anterior țineau exclusiv de viața privată au acum loc prin intermediul și chiar în cadrul companiei, inclusiv aspecte legate de satisfacerea nevoilor de comunicare socială, de relaționare cu alți indivizi, și care sunt facilitate de propria organizație, inclusiv în ceea ce privește, spuneam, creșterea copiilor angajaților, organizația punând la dispoziție, de exemplu, creșe, grădiniță și chiar școală, care este înființată, fondată și finanțată de organizație în mod special pentru copiii angajaților. Dar pe lângă asta, sigur, organizația le pune la dispoziție astfel de programe de training, de team building, care duc pe de o parte la constituirea echipelor și pe de altă parte la transferul unei părți din viața privată a individului în interiorul organizației, transformând cultura organizațională în cultură personală a individului și organizația dintr-un mediu profesional, într-un mediu de producție, într-un mediu de viață.